Învinși de Universitatea Cluj în etapa a patra a play-out-ului Superligii, petroliștii sunt pregătiți să reia seria victoriilor. Un meci foarte greu, voluntarii sunt o echipă foarte bună, lot de jucători cu experiență, la fel și antrenorul lor, un antrenor foarte bun cu mare experiență, Liga 1. De etape bune nu pierd, sunt într-o formă foarte bună. Noi venim după un eșec acasă, un eșec care încă ne doare, dar suntem pregătiți pentru a face un meci bun și a veni cu puncte la voluntari. Aștept cu nerăbdare acest meci. Este o oportunitate să ne revenim după meciul trecut. Sunt într-un moment bun și ne-am pregătit pentru acest joc. Petroliștii au 27 de puncte și ocupă locul 8 în Superliga la egalitate cu Universitatea Craiova 1948 și, deocamdată, la 8 lungim distanță de linia barajului. Partida cu voluntari se va disputa luni 24 aprilie de la ora 20:30.